Bună seara! Bună seara în emisie directă Talk Show-ul. Bună seara! Suntem o emisiune interactivă. Sunați-ne la 545065 sau bunaseara@rontrm.md. Mesajele de chat vor fi proiectate pe ecran. Astăzi ne puteți găsi în direct și pe pagina de Facebook. Căutați Bună seara, putem dialoga în direct prin chat. Un proiect de lege votat în prima lectură în Parlamentul Republicii Moldova a stârnit reacții contradictorii. Haideți să vedem despre ce este vorba. Invit în platou emisiune Bună seara pe domnul Valeriu Marinuță, ministrul apărării. Vitalie Marinuță! Bună seara! L-am rebotezat! Domnul Vitalie Marinuță... Bună seara și bine v-am găsit! Vă rog să las loc! Vă mulțumesc! Despre ce este vorba? Dacă să luăm la general, este o lege simplă care practic aduce reglementarea acțiunilor care trebuie să fie îndeplinite de Armata Națională în cazul intrării în spațiul aerian al Republicii Moldova a navelor neautorizate. Ceva ce trebuia să fie încă primit legislativ în 1992-94. Domnule ministru, de cât timp sunteți ministru? Din septembrie 2009. A trecut cam 2 ani și, da? De ce aceste avioane sau această lege care reglementează vine atât de târziu dacă este atât de necesar? Nu cred că vine târziu. Este un plan de dezvoltare a legislativului, spunem, a cadrul legislativ în domeniul securității și apărării și noi mergem pas cu pas. În special, legea aceasta vine după ce a fost modificată legea cu privire la frontiera de stat și primită în două lecturi în decembrie anul trecut, unde este exprompt stipulat că forțele aeriene ale Armatei Naționale au misiunea de a intercepta în caz de necesitate navele care intră nelegal în spațiul aerian al Republicii Moldova, încălcând suverenitatea Republicii Moldova, fiindcă suveranitatea nu este numai terestră sau maritimă, ea este și aeriană. Domnule ministru, caftanul național este foarte bortelit. Dumneavoastră credeți personal, credeți că poporul Republicii Moldova va înțelege acest lucru? Va fi în unison cu dumneavoastră? Aici nu este vorba, Mircea, despre procurarea helicopterilor, avioanelor, cum s-a menționat, 240 de milioane de dolari. Da, eu am spus cifra aceasta în plenul Parlamentului, spunând că un sistem bun de apărare antiaeriană ar costa suma în cauză. Dar este prioritatea legislativului să decide să avem sistemul în cauză în 2015, în 2020, în 2030. Nu-l avem deloc. Și noi, militare, venind cu așa fel de lege, trebuie să spunem și costurile ei. Dar, spre timp, cât costă un avion din ăsta modern? Unde se produce el? În funcție de. Sunt diferite avioane, sunt diferite helicoptere, mai scumpe, mai... Cred că în jurul la 10 milioane se poate de procurat un avion, dar noi nu ne punem scopul să procurăm avioane. Noi ne punem scopul... Vorbiți de unul la mâna a doua sau... Aici noi încă nu avem planuri. La mâna a doua, la mâna a întâia, la a treia. Planul de bază este de a crea cadrul legislativ care ar reglementa. Când o navă se socoate că a intrat neautorizat în spațiul aerian? Cine trebuie să dea autorizația ca să fie interceptată? Care este procedura intrării în spațiul aerian? Adică să facem o regulă în survolarea spațiului aerian și în acțiunile militare. Dumneavoastră ați declarat că 16 survolări de acest fel au avut loc anul trecut. Corect. Cum le-ați numărat? Păi avem sistemele de radiolocație care sunt vechi, dar până ce încă lucrează. Și din monitorizarea spațiului avem aceste date. Aici vreau să menționez că... Și cunoașteți și direcțiile? De unde veneau aceste nave, de păi exemplu? Nu pot să vă spun acum la moment care și de unde. Vreau să vă dau doar un exemplu. Anul trecut, dacă ne amintim cu toții, un avion An-2 a aterizat la Briceni și practic nu am putut să depistăm nici noi, nici aviația civilă, chiar nici partenerii noștri de letra. Nu ați putut nici să depistați plecarea acelui avion de acolo. Noi nu cunoaștem de unde. Înseamnă că a fost
practic o intrare neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova. Și o plecare neautorizată. Mi se pare foarte important și acest lucru. Păi nu este plecare de avionul Celandoi, fiindcă el a fost reținut, practic, dacă ne aducem aminte. Dar mai important este că unul din liderii opoziției, da? Fost comandant suprem a Forțelor Armate, el atunci a menționat că s-a așezat avionul și el putea să fie încărcat cine știe cu ce. Da? Iată aici este și pericolul despre care noi vorbim. Că astăzi un avion, an 2, un așa numit cucuruznic, încărcat cu nimic, mâine poate fi poate și un act terorist. Dar dacă este misiunea pusă, noi ne propunem să controlăm spațiul aerian, da? Înseamnă că noi trebuie să avem și capacități. Bun. Sunt foarte multe de discutat. Nu vă sunt principalul oponent. Sunt un jurnalist care vreau să aflu cât mai mult, mai multe lucruri în beneficiul poporului Republicii Moldova. Care fără doar și poate pentru asta. Bună seara, dar vă chem un oponent, să știți. Domnul Anatolie Gorilă, deputat PCRM, vicepreședintele Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Bună seara. Bună seara. Vă rog să luați loc. Domnule deputat Gorilă, sunteți de profesie militar. Da. Sunteți statalist, bănuiesc. Da. Ori formațiunea dumneavoastră se declară una statalistă. Desigur. Aceste 8 avioane și 8 elicoptere, va sublinia doar statalitatea statului Republica Moldova? Va apăra acest stat, nu credeți? Dintr-o parte, da, dar din altă parte sunt tare multe întrebări. De exemplu? De exemplu, având în vedere că domnul ministru e vis-a-vis de mine, de ce 8, domnul ministru? De unde s-a luat cifra 8? Păi iarăși mă întorc la ceea că nu vorbim despre 8, 16, 24, 1 sau 2. Noi vorbim despre lege, cadrul legal, ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră încă în 2002-2009 și care v-ați propus să o faceți și n-ați făcut-o. Și scris, iată, cărțulea asta, vă spun ceva dumneavoastră? Eu sper că vă spun. Este programul de activitate a guvernării pe anii 2005-2009. Se numește ea modernizarea țării, bunăstarea poporului. Sau cum ați făcut-o doar pe hârtie, așa și ați îndeplinit-o. Fiindcă aici se scrie exprompt la capitolul Securitatea Militară a Statului. Iată este așa capitol, unde este camera asta. Securitatea Militară a Statului. Nu contează, vă credem pe cuvânt. Da, aici scrie exprompt. Și nu dau toate punctele care n-au fost îndeplinite niciunul, modernizarea și ajustarea sistemului de apărare a spațiului aerian al țării la standardele internaționale prin perfecționarea mijloacelor de control și management. Și următorul punct, definitivarea și implementarea acțiunilor privind asigurarea integrală a securității frontierei de stat. Două puncte care țin de securitatea statului și care vine legea în cauză să le îndeplinească. N-ați putut macro legii să o promovați. Nu să o îndepliniți de acum. Eu acum răspund la întrebarea dumneavoastră, domnule ministru. În primul rând, eu vreau să mă adresez către toți telespectatorii și vreau să spun poziția fracțiunii care eu prezint, poziția fracțiunii Partidului Comuniștilor, poziția conducerii Partidului Comuniștilor. Noi suntem, niciodată n-am ridicat problema dizolvării Ministerului Apărării sau reducerii și niciodată n-o să ridicăm. Noi suntem pentru un minister, pentru o armată. Nu, da, să-ți spun, domnul ministru. Domnul Voronin, anul trecut, a avut o declarație controversată. Eu vreau să răspund la întrebarea dumneavoastră, ce-am făcut noi. Nu ne trebuie nouă armată. Domnul ministru, dumneavoastră, din ce ani sunteți în Armata Națională? Din 1992. Fix așa și eu sunt, din 1992. Eu pot să spun în ce stare a fost primit Ministerul Apărării, în ce stare a fost primit Serviciul Grăniceri. Pot să spun tot. Nu trebuie să vorbim și ce s-a făcut până în anul 2009. Pot să spun corect, ce rezultate noi am primit. Despre ce s-a făcut. Dar ce propuneți dumneavoastră în ziua de astăzi, în limba rusă se numește PIR, la vremea ciumei. 240 de milioane, cifra a numită dumneavoastră. Mai puțin. Corect, eu am spus. Domnule, nu știți, că nu știți unde o să fie repartizat banii aceia. Dumneavoastră nu știți. Dumneavoastră nu știți cât costă un avion. A spus 10 milioane. De parte nu 10 milioane. Cel mai ieftin avion costă 92 de milioane ziua de azi. Noi putem ca, și dumneavoastră nu sunteți aviatori, nici eu nu sunt aviator, dar noi putem să discutăm pe tema asta într-o altă misiune cu experți, dar vă spun că sunt avioane de dimensiuni mici, cu capacitate de interceptare, dacă vorbim de avioane. Dar încă o dată vreau să repet, dumneavoastră și formațiunea care o reprezentați, ați făcut un tam-tararam din nimic numai pentru domnule a ministru, speria oamenii. Vă rog să-mi permiteți să precizez un lucru, domnule deputat Gorilă. Da, poftim. În 2004, Parlamentul Republicii Moldova, care pe atunci era, după cum bine știți, era unul comunist,
a votat ca în 2014 bugetul armatei să fie egal cu 2,5% din PIB-ul Republicii Moldova. De ce această schimbare de macaz, dacă până în 2014 mai sunt doar 2 ani? Eu pot să lămuresc. În 2000, dar nu am auzit un răspuns, domnule ministru. Nu, nu, nu o să fie un răspuns. Lămuresc, o să fie răspuns. În 2002... O să fie răspuns. Lămuresc. Nu, dacă o să fie, o să fie mesajul care îți veniți de acasă. Dar okay. Un răspuns gândit, adecvat și documentat nu o să fie. În 2002 a fost primită concepția reformei Armatei Naționale pe 12 ani. 2002-2014. În cadrul reformei în cauză, reforma militară, avea 3 trepte. Da? Ultima trebuia să fie în 2014 prin reutilarea practică Armatei Naționale, dotarea cu echipament modern. Și care 2014 bugetul Armatei Naționale trebuie să fie sau da, a forțelor armate. Îmi cer scuze aici, a forțelor armate 2,5% din produsul intern brut. Dacă luăm cifra de astăzi, bugetul de azi, asta e în jurul la 2,77, aproape de 3 miliarde de lei pe an. 3 miliarde de lei pe an. Dar așa cum face partidul și cum făcea de opoziție, știau din start că nu o să fac nimic, dar oricum Hrțoaga mergea, se făcea planuri. Dumneavoastră ați făcut-o? Eu vă spun, ce propune dumneavoastră în ziua de astăzi? Eu numai o frază ca să termin... Ați spus de modernizare, a spus. Asta ce este modernizare, ce a spus dumneavoastră? Asta este modernizare? Că noi implementăm ceea ce v-ați propus și n-ați făcut nicio iotă. Și din start, în concepția dată, au scris în capitolul 3, da, condițiile de realizare a reformei militare. Din start au scris, lansarea unei reforme militare, care nu este asigurat financiar, duce la distrugerea forțelor armate și a întregului sistem de asigurare a securității militare, precum și la descreditarea ideii unei asemenea reforme. Au scris-o în strategie din start în 2002, știind că nu o să fac nimic și o distrugă sistemul de securitate și apărare național. Și practic așa și s-a primit. Când doi se ceartă, categoric al treilea câștigă. Când doi se ceartă, al treilea și al patrulea vine să ne lămurească. Invită platoul emisiunii Bună Seara pe domnul Valeriu Pleșca, ministru apărării în 2004-2007 și domnul Viorel Cibotaru, director Institutului European de Studii Politice. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Bine ați venit, vă rog să luați loc. Bună seara! Bună seara! Vă rog să luați loc. Bună seara, domnule. Haideți o scurtă intrare în temă, ca pe urmă să discutăm liber. Cum credeți? Legea era necesară în Republica Moldova? Este necesară? Vă rog. Desigur că și nu numai legea aceasta, există un întreg pachet de legi care urmează a fi fie că adoptate, fie că ajustate. Mai ales în lumina strategiei de securitate națională adoptată anul trecut, acelui document important care se numește strategia militară a statului, inclusiv, eu nu știu, ar trebui un proces de discutat în societate modul în care finalizăm acea lege la care v-ați referit, concepția reformei militare a statului, adoptată în 2002 de către Parlament, în noiembrie, pentru că finalitatea ei se termină în 2014 și nicio guvernare, din păcate, nu a făcut pentru... două momente sunt în această lege de o importanță extremă și este foarte apropiată de ceea ce discutăm noi. Acea cotă de cheltuieli achiziției militare de 2,3-4% din produsul intern brut, una, și a doua, modernizarea forțelor armate pentru 2014, când se gândea în 2002, se vor crea condițiile necesare financiare. Deci, guvernările din 2002 trebuiau să se gândească, să acumuleze niște fonduri, niște posibilități pentru a investi în 2014. Foarte scurt, vă rog o precizare, da. Pentru că sunteți și un analist politic. Din punct de vedere politic, este oportună această lege în acest moment? Se bănuiesc niște suspiciuni pe care le poate avea Tiraspol. Legea fără doar și poate este necesară. Numai ceea ce a făcut domnul ministru în Parlament a fost o gafă politică. El nu trebuia să formuleze cifra aceasta, pentru că ea nu este calculată, ea nu a trecut expertiza societății, ea nu a fost cunoscută în comisie. Deci este o gafă personală. Ea în general ar putea fi iertată dacă n-ar fi reacția politică atât de eu nu sunt de acord cu dumneavoastră, cu toate că mi-asum responsabilitatea pentru cuvintele care le-am spus. Aici puteau să fie două acțiuni sau
două cursuri de acțiuni. Nota informativă a fost prezentată. Era un tabel unde erau ce s-ar putea de făcut pentru implementarea legii în cauză. O argumentare financiară orice lege trebuie să aibă. Și dacă nu o prezentam, când s-au dat întrebarea, cam cât ar costa, păi cred că era o scurgere de informații pe urmă. Parlament spunea că mari nu țași guvernarea, tăinuiesc cifrele și așa mai departe. Eu încerc să știți așa cum noi am dat la Comisia Parlamentară care acum studiază așa numitele infracțiuni care le-a făcut guvernarea în vânzarea de armament, da? Că am dat documente și le-am pus special. Eu am dat indicația ca să ducă sub griful confidențial. Și ele ajung în alte țări și în altă parte. Domnul ministru, așa că eu știu. Nu, aici nu e asta problema. Gafă politică, pentru că cifra aceasta este ruptă din context. Ea nu are un sprijin de programe de modernizare, ea nu are o trimitere în buget, ea nu are trimitere la acel, cum se numește, cheltuielile de pe termen mediu, da? De, care se adopte și care se vede. Nu are, din păcate. Asta era gafa politică. Dar dacă nu are sprijinul acesta, nu se poate deopera cu cifrele care nu sunt rotate, cel puțin în mediul politic. Și care nu sunt aprobate, cel puțin de mediul politic, ca niște cheltuieli estimative. Nu nimic strașnic în asta. Dumneavoastră pur și simplu, grafa politică era că opoziția nu cunoștea și imediat a ridicat gălăgie. Dar opoziția la noi cam acum nu vine la serviciu. Prietenii de alianță nu cunoșteau sau nu au luat seama de această cifră. Deci nu s-a făcut niciun expert independent. Haideți să-l introducem și pe domnul Pleștea, să vedem părerea dumnealui vis-a-vis de această problemă importantă pentru țară și pe urmă să discutăm liber. Vă rog. Cred că trebuie să pornim totuși de la fond. Despre ceea ce se discută în societate și noi suntem astăzi în acest studio. Legea. În această lege nu sunt stabilite careva cifre. Lăsăm peste discuțiile de acum seara, pentru că obiectul studiului, obiectul reglementării acestei legi este un spațiu a activității care deține de securitatea statului, competența Ministerului Apărării. Și în această ordine de idei vreau să spun că autoritatea din domeniu, Ministrul Apărării, a făcut un lucru corect. În primul rând, a pornit de la documentele care au fost anterior adoptate. În 2002, despre care a spus domnul Civotaru, după care în 2004 la Consiliul Suprem de Securitate a fost adoptat planul de modernizare și de reformare. În planul mediu de finanțare au fost unii indicatori stabiliți. Cum ar fi cifra de peste 2% din produsul intern brut să fie alocate pentru necesitățile apărării? Și iată, în acest cumul de acte legislative s-ar încadra și această lege. Dacă, după părerea mea, în calitate de jurist, acum vreau să vă spun, ar fi fost respectată tehnica legislativă. Aici, într-un fel, se dau peste cap mai multe lucruri. În primul rând, se încearcă să facă o reglementare a tot ce aici ține de securitatea spațiului aerian al Republicii Moldova. Din altă parte, mai mulți și autori acestei legi este Ministerul Apărării. Dar subiecti ar acestei reglementări, acestei, eu știu, în această lege, sunt stabilite mai mulți operatori, cum ar fi autoritățile civile, Ministerul Transportului, etc. În acest caz, în procesul aplicării legii, pot fi unele, disonanță. Mai multe lucruri sunt despre care s-ar putea de vorbit asupra acestei lege, dar în final vreau să spun că nicăieri în lege eu n-am găsit, mai bine zis în proiectul de lege, această sumă, această cifră de 240 de această milioane cifră, de euro. Așa zisă gafă politică și am pus ghilimelele de rigoare, îl citesc pe domnul Ciubotaru, a făcut-o ministru apărării în Parlament. Cifra ați numit-o dumneavoastră. Corect. Iată aici, după părerea mea, tot ce ține de analiza economică, de graficul de finanțări, negocierile privind eventualele procurări, toate acestea se fac pe linia executivului și nici de cum în ședința Parlamentului. De atâta cadrul legal trebuie este ajustat, legea, dacă este necesar, adoptată, iar tot ce aici ține de modele, programe, asistență, cum ar fi asistența la sol, pregătirea
specialiștilor, aviatorilor. Venim pe urmă. Tot. Asta trebuie să fie o anexă. Deci, haideți să lăsăm caii acolo unde e locul cailor și să nu-i punem în urma carului. De ce atacați această lege dacă, iată, lumea din jur spune că este o lege bună? Eu nu știu cine spune că este o lege bună. Legea acta e... Eu știu cine spune domnul Preșca, spune domnul Ciubotaru. Proiectul de lege, legea e la mine. Să citesc avizul... Nu. Eu vreau să dau citire, să știe toți telespectatorii. Avizul Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova. Ascultați-mă. Punctul 3. Cu referire la legislația comparată, observăm că prezentul proiect de lege este identic cu legea României numărul 257 din 22 mai 2001. Domnul Gorilă. Dumneavoastră și ministerul dumneavoastră, deci nu puteți face o lege, ați copiat-o de la români. Haideți să vă mai spun încă o dată. Asta nu-i... Dumneavoastră v-ați documentat, măcar... Nu este poziția noastră. Este poziția Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova. Este lege domnul Cuiangă. Și în secretariat se vede că toți sunt oameni care încă gândesc fix așa cum gândiți și dumneavoastră și partea noi gândim noastră. Destul de corect, domnul ministru. Haideți să discutăm cât de corect. Pot să precizez și eu ceva? Dar o singură precizare pentru mine și telespectatori. Dar de unde au copiat-o românii? Dacă au copiat-o de la francezi, este ok? Pe mine cel mai puțin mă doare capul de unde au copiat-o românii. Sau poate au copiat-o de la ruși, de exemplu. Poate și de la ruși. Eu încă o dată am vrut să dovedesc. Domnul ministru tare s-a lăudat. Cât de mult a făcut... Dați-mi să spun, domnul ministru. Domnul ministru tare s-a lăudat cât de mult a făcut el. Și conducerea de astăzi a țării, Alianța pentru Integrare Europeană, pentru dezvoltarea Ministerului Apărării. Vă spun că nu s-a făcut nimic. Domnul Gorilă, Cunoașteți sau nu? Domnul ministru, eu pot să... Haideți să vă răspund eu că eu cunosc. Conform... Nu este o lege standard. Este o lege copiată din legea României. Eu vreau să vă spun, domnul ministru... Dumneavoastră ați venit cu mesajul ăsta de acasă, puteți să-l spuneți marele, tarele, marele stat major al Republicii Moldova, nici asta nu poate să facă. Ați luat și ați copiat-o și gata, una ca una. Domnul Gorilă, încă o dată vă spun că majoritatea prevederilor care sunt în legea în cauză, da? Procedurile de bază din legea în cauză. Cine dă permisiuni, când, care navă se socoate că a încălcat în spațiul legislativ, cum se acționează în cazul A, B, C, D. Toate au fost primite în cadrul Convenției de la Chicago, care Republica Moldova a rectificat în 1992. Convenția de la Chicago, în... Prin care s-a format agenția sau Asociația Aviației Civile Internaționale. Și ele sunt în toate țările. Dacă puneți specialiști, eu cred că aveți acolo, care cunosc franceză și engleză, germană. Vă uitați că marea majoritate a articolelor care sunt în această lege sunt în orice altă lege internațională. Dar dacă cunoaște numai româna, și îmi pare bine că cunoaște româna și acceptați asta... Eu cunosc limba moldovenească, nu limba română. Domnule Preșca, Constituția o aveți pe masă, acolo scrie ce limbă e de stat este în Republica Moldova. Limba română și România. Nu intrăm iarăși pe un teren minat. Eu vreau să răspund la întrebarea dumneavoastră, domnule. La întrebarea dumneavoastră. N-ați răspuns? Da, n-am răspuns încă. Eu, în ziua de astăzi, sunt președintele Comisiei Parlamentare privind ancheta și așa mai departe, vânzarea armamentului din dotarea forțelor armate. Am dat un demers către Ministerul Apărării, am primit răspuns de la dumneavoastră. Am rugat, am solicitat o informație. Noi vindem tare mult. Am solicitat o informație. Dar ce a fost procurat în ultimii 5 ani? Iscălit de dumneavoastră, că în timp de ultimii 5 ani n-a fost procurat absolut nimic. Practic în ultimii 20 de ani n-a fost procurat nimic, da. Domn Gorilă. Iaca ce eu vorbesc. Eu acum vorbesc. Eu acum vorbesc... Despre ce? ...de modernizarea Ministerului Apărării. Și chiar la noi tot este hotărât în Ministerul Apărării că a rămas să cumpărăm avioanele astea și helicopterele. Eu cred că trebuie să intervin cu replică. Chiar tot este hotărât. Deoarece acum câțiva ani în Armata Națională a fost instalată o sistemă de telecomunicații contemporană, dacă nu greșesc, compania Siemens,
Așa că unele lucruri s-au făcut la capitolul procurării. Dar eu, vreau să mă întorc totuși la tema de discuție. Avem prea puțin timp și eu aș dori ca telespectatorii, cetățenii Republicii Moldova, să aibă o claritate deplină asupra acestui fenomen care s-a creat în urma adoptării în prima lectură. Chiar dacă, ca anterior am expus că cadrul legal cetățenii de securitate a statului a fost complementat cu acest proiect de lege, trebuie de spus că această lege, după mine, în această formă, practic, nu poate fi aplicată. Și vă lămuresc de ce. Pornind de la geografia Republicii Moldova, acolo unde de la nord la sud avem până la 400 de kilometri și din nord și din est în vest avem până la 200 de kilometri, aplicarea în procesul de securizare a spațiului aerian a avioanelor, a navilor tip avion de vânătoare, care au o viteză de peste 1000 de kilometri, în unele cazuri în jurul la 2000 de kilometri, practic nu pot fi aplicate așa măsuri de contravenție a navelor care neregulamentar pot tranzita Republica Moldova. Asta adică pe înțelesul populației, domnule președinte, spuneți că nu este corect, dar nu este corect, fiindcă au vorbit specialiștii doar, domnule. Haideți să vă închipuiți așa un lucru. Conform legii, organele, mai bine zis, instituțiile militare stabilesc acele puncte, acele navi care pot eventual intra în spațiu aerian și respectiv anunță comandamentul forțelor aeriene care la rândul lor trebuie să dea ordinul să ridice navele care eventual pot fi procurate sau reparate cele existente. Și vă dați seama că aici este o perioadă de 10-15 minute, durează, de la momentul interceptării până la darea ordinului. În aceste 10-15 minute, orice navă de vânătoare practic tranzitează spațiul aerian. Din informația pe care o am eu, această navă de vânătoare care tranzitează spațiul, tranzitează cel mult 5 minute. Da. Știți, domnule, eu am spus-o din momentul când ea este depistată cu mult timp înainte de a da în spațiul aerian. Dar nu corect, și un singur lucru atunci, eu nu mai discut asupra componentelor militare pentru că nu sunt militar. Eu comentez legea. Aici spune că în unele cazuri pot fi dat ordin pentru a fi doborât. Dar până a fi doborât, ea se preîntâmpină cu foc de artilerie de către nava ridicată de la sol. Vă dați seama că în momentul când noi aviatorul preîntâmpină nava care a intrat neregulamentar, aceste muniții, aceste bombe pot ajunge și în spațiu, mai bine zis, și în teritoriul vecin al Republicii Moldova. Pentru că ele au o viteză și o distanță de dobărâre destul de mare. Domnule ministru, noi vorbim niște chestii de fiecare. Domnule ministru, și în context, vă rog să răspundeți la o întrebare a unui telespectator care întreabă în felul următor. Avem noi specialiști pregătiți la nivelul cerințelor moderne? Avem piloți instruiți, ori avioanele le cumpărăm pentru ca soldații să aibă ocupație spălându-le zilnic? Victor Gerasim semnează. Deci răspunde imediat după un telefon, cineva este de mult la telefon. Bună seara! Bună seara! Sunt Valentina din Chișinău. Vă rog. Am o întrebare, vă zic, mai bine zis, o propunere. Proverbul ce vă statul arde, dar baba steaptă-na. Cui trebuie avioanele astea și cheltuiți atâtea milioane de lei? Și încă am o întrebare. Se vede că la aeroport este o școală de aviație. În unele zile asupra botanicii survolează o mulțime de avioane și fac diferite cercuri pe cer. Eu am sunat acolo și au zis că asta nu influențează atmosfera Pământului. Dar eu socot că avioanele cele trebuie să-și facă exercițiu, să exerseze în altă parte, nu deasupra orașului. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc, doamna Valentina, probabil n-ați înțeles totul că se votează o lege, nu se cumpără niște avioane, dar vă rog. Păi iarăși mă întorc la aceasta că noi discutăm despre protecția suveranității Republicii Moldova. Noi discutăm despre o lege care vine să reglementeze cadrul legal, anume ce, cum și în ce condiții. Dar și ca usticul telespectator Victor Gerasim care semnează, care vă întreabă de ce vom face cu aceste avioane. Avem noi piloți pregătiți? Eu mă întorc iarăși la ceea că noi la moment nu ne punem în plan să cumpărăm aceste avioane. De mii de ori trebuie să spun că noi ne punem în plan să găsim, să adoptăm cadrul legal. Fiindcă el trebuie să fie adoptat încă în 1992, dacă suntem așa de mari stataliști,
Dorim ca să fie țara, Republica Moldova, un stat neutru, dar neutralitatea, eu am spus și nouă dată, că ea costă și costă mult. Și dacă noi totuși stăm pe poziția neutralității, noi trebuie să creăm un sistem de apărare. Și iată, această lege vine ca să reglementeze anume apărarea suveranității noastre. A mea, a dumneavoastră, a dumneavoastră, da? Să reglementeze. Asta e tot. Și nu trebuie să ne speriem că mâine Ministerul Apărării va veni și va da cu pumnul masă în fața Parlamentului, Guvernului, dați banii. Mâine o să fie primită legea, apoi mâine o să cereți bani. Și o să cereți bani mulți. Să spuneți, ați primit legea, dați-ne bani. Domnul Gorilă, dumneavoastră în 2002... Dumneavoastră uitați la ceea ce ați făcut dumneavoastră, nu uitați la 2002. Ne tragi de limbă. Uitați la ceea ce ați făcut dumneavoastră, nu uitați la 2002. Vă spun. Eu pot să spun ce s-a făcut din 2002 până ziua de azi. Eu vreau să spun că ne tragi de limbă. Ați spus că în 2014 v-ați da forțelor armate 3 miliarde. Care e raționamentul, domnul Guril? Ca în 2010 să iasă conducătorii noastre să spun că noi nu avem nevoie de armată. Unde-i logica? Niciodată n-a fost pus așa ceva, da? Domnul ministru. Niciodată n-a fost pus Hai așa ceva. Hai uitați-vă documentatul, niciodată. Mai vedeți prin... Eu de la început am vrut să spun, asta n-a fost făcut nici... Noi invers, noi vrem pentru și luptăm pentru armate modernizate. Vreți să vă spun situația care este? Eu știu situația tare bună. Personal am să iau mâine, n-am luat în internet, dar personal mâine am scaut și vă remit în Comisia Parlamentară. Acele... Noi vorbim despre spuse o armată modernizată. De acum, iarăși înapoi la brigada numărul 2 din Chișinău. Brigada numărul 2, dați-mi să spun. Brigada numărul 2 din Chișinău. Eu nu deschid paranteze și nu spun tot. Aproximativ sunt, aproximativ, în jurul la 100 de mașini blindate BMW 1, care au de la 30-40 de ani. În Rusia, ele de acum nici nu sunt de mult. În Rusia, pe fiecare 5 ani, dintr-o grupă se trec în alta, dintr-o categorie în alta. Noi avem de 30-40 de ani și ne bândrim. Ba primarul susuie la volant, ba prim-ministru și noi ne bândrim. Au 40 de ani, ia ca ce trebuie de hotărât în ziua de azi. Domnul Guril, corect. Noi ne mândrim cu ceea ce avem și menținem în stare de lucru, în stare de luptă. Modernizați armata națională, modernizați-o. O modernizăm. Iată legea. Cum modernizați? Iată legea vine deci, ca încet, încet. Trebuie să luați problemă, domnule. Dacă îmi permiteți, discuția este absolut corectă și la obiect. Într-adevăr, în cei 20 de ani nu s-a clarificat și nu s-a cristalizat o opinie comună asupra formei, misiunii, structurii, destinației a forțelor armate. Noi suntem la mijloc și, într-adevăr, aici și domnul deputat are perfectă dreptate când reproșează ministrul Cece, într-adevăr, nu s-a făcut. Domnul Cibo, dar trebuie să reproșează în primul rând lor. În 8 ani de zile nu s-a făcut ministru nimic. Care, într-adevăr, deci depinde foarte mult de voința politică. Dar voința politică toți acești ani era conservăm ceea ce avem, folosim ceea ce avem. Într-adevăr, bani nu avem pentru procurări noi și degeaba doamna Valentina își bate capul că vor fi cheltuiți bani. Nici în următorii 5 ani nu vor fi alocate bani dacă nu s-a întâmplat ceva. Noi trebuie să privim lucrurile, de fapt, într-un mod global. Noi ne aflăm în mijlocul spațiului euroatlantic. Noi avem deasupra noastră umbrela Alianței Nord-Atlantice. Și din acest punct de vedere, spațiul nostru, mai mult sau mai puțin, vrem noi sau nu vrem, este protejat. Alta este că domnul ministru Marinuța are perfectă dreptate când vorbește de necesitatea ajustării legislației noastre completamente la tot pachet întreg care există în lumea civilizată și în primul rând în Uniunea Europeană și în spațiul euroatlantic. Asta este o necesitate și el scris în toate documentele. Cum, în ce mod? Exact acest termen, interceptarea, trebuie să fie în legislație. Cum se face interceptarea? Este o altă chestie. Interceptarea poate să fie făcută în baza unor acorduri bilaterale cu Ucraina, România, cu spațiul CSI, cu Alianța Nord-Atlantică, dacă nu avem tehnica noastră și dacă nu avem bani. Dar neutralitatea ne permite... Domnul Cibotan? Neutralitatea este un termen absolut virtual, care nu este de nimeni absolut recunoscut. În primul rând, Federația Rusă, care menține forțele sale, care poate în orice moment veni cu avioanele sale și să așeza inclusiv în Chișinău, inclusiv în Tiraspol, unde o să vrea ei. Și noi nu avem nimic și nu putem să-i oprim nimic. Noi trebuie întotdeauna păi să ne gândim asta o facem și așa în calitatea noastră de civil, noi putem să oricine ne să vină la Dar ministrul apărării este obligat, pentru că dacă mâine va veni un avion dintr-o parte și va ateriza în Chișinău, dar nu
92, eu am fost de față, când ministrul apărării de atunci, Costaș, i-a sunat deci, vicecomandantul forțelor aeriene din Federația Rusă și a spus, dacă mai ridici încă un avion de-a nostru, că atunci MiG-29, mâine îți trimitem de la Cubinca și nu lăsăm nimic, nici din Mărculești, nici din Chișinău. O să-ți dăm o oră ca să evacuezi tot personalul. Imaginați-vă ce situație. Deci, bine, eu sunt absolut de acord cu toată îngrijorarea aceasta, inclusiv expusă de parlamentari, că, într-adevăr, nu trebuie de circulat cu bani atunci când știi exact că nu ai să ai. Chiar dacă întreaga clasă politică va dori, nici mâine, nici peste 5 ani nu se poate găsi aceste 240 de milioane. Dacă cineva ne va face cadou, o escadrilă și întreg pachet de pregătire a aviatorilor, etc., credeți-mă, noi vreo 3 ani vom discuta despre unde să-i așezăm și cum să o facem. Deci este o problemă absolut virtuală, ea trebuie închisă cât mai repede, că ea nu are niciun rol. Domnul Viorel, dar să vă afirmă că noi avem o neutralitate virtuală, totuși? Este decizia politică. Noastră drept a spus că noi am putea să beneficiem de o acoperire a spațiului aerian. Domnul deputat are perfectă dreptate. Da. Că trebuie tehnica asta veche, într-adevăr, de făcut ceva cu dânsa. Stați. Și trebuie de cumpărat 10, domnul dar deputat, eu am încercat împreună cu Ministerul Apărării să facem ceva cu tehnica veche, da? Să o comercializăm. În 2001, tot fracțiunea comunistă, având atunci, dacă nu mă greșesc, majoritatea constituțională, da? Este așa termenul, nu jurist, în Parlament au adoptat lista bunurilor materiale din Armata Națională care trebuie comercializate. Adică poporul, prin intermediul deputaților, a spus legislativului, comandant suprem, fiind și el parte executivului, da? Ca comandant suprem, băi, vindeți ceea ce e vechi, faci ceva pentru a moderniza armata. În 2002, în baza la aceasta, s-a făcut concepția de dezvoltare Armatei Naționale. Comandantul suprem, care toți știu cine era pe atunci, spune nu. Și noi încă 10 ani de zile nici nu comercializăm, ministru, nu facem nimic. Vedeți, chestia asta cu contractul acesta, cu așa zice, armeni, litonini, nu a mers. Deci mecanismul acesta nu a mers. Nu a existat o... El a mers în 2002, foarte bine. A mers în 2003, da? În 2003, foarte dar bine. În 2008, înseamnă că trebuie păi, dar acum înseamnă că lor... Poți scuipi pe stat, pe statalitate, pe ceea ce se făcea bine atunci. Era bine atunci, acum nu-i bine. Și aici eu pot să aduc argumente cu pesticidele, acordurile cu NATO din perioada comunistă au fost formidabile. Totul bine, în folosul poporului. Acord, 1-1, numai că îl primim noi, vor să aducă NATO Moldova. Ciubota natovistă pe pământul moldovnesc. Și așa mai departe. 1-1. Imediat o să contraargumentați un telefon și o intervenție din public. Alo, bună seara! Fim serioși! Alo, bună seara! Alo? Vorbiți, vă ascultăm! Bună seara! Bună seara! Vreau să dau întrebări, domnul ministru. Da, vă rog! Spuneți, vă rog, a să ne... avioanele aceste 8, a să ne scăpi de toate nevoile, chiar... așa e de tare țara noastră că... ca să ne apere de terorism și de războaie, de... Doamnă, suntem ca într-o poveste, suntem ca într-un spectacol, nu sunt avioanele. Dar se votează o lege, doar. Vor să le cumpere. Nu vor. Nu vor, nu vor. Știți strategia care folosește opoziția? Dar cu legea ce? Legea ce? Trebuie. Să le pui. Doamnă, vreau să spun că opoziția la noi folosește așa o... Nu, decât avioane, nu ne trebuie avioane chiar. Fără avioane noi nu putem... Noi să ne părăm țara de la toate doamne... cei care sunt mari și tari, cu acele 8 avioane, cu legea asta, ia să ne părăm țara. Bun. Știți, vă mulțumesc foarte mult, dar... Știți, mie mi-a plăcut foarte mult pe unul din bloguri, am citit un comentariu și chiar mi-a plăcut. Se vede că e o persoană care ține la pământul acesta, la Republica Moldova. El a scris, oare în timpul lui Ștefan cel Mare eram mai bogați? Dar cetăți totdeauna construiam. Dar avioane nu cumpăram, să știți. Dar cetăți totdeauna construiam. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vreau să adresez întrebare domnului deputat comunist, dacă se poate, vă rog. De ce timp de 8 ani de guvernare, dumneavoastră, nu ați modernizat Armata Națională? Și acum când a apărut o inițiativă, dumneavoastră vă opuneți. De ce?
Da, răspund. Da, vă rog. Eu, din anul 1992, fac serviciu aici, în Moldova, în trupele de grânceri a Republicii Moldova. Eu, în două cuvinte, spun. În 1992, la direcția Cahulun, care eu am primit-o, din 6 pichete de grânceri, 6 pichete, la care trebuie să fie câte 10-15 ofițeri, era în Jojulești un major și un locotenent, în Cahul un plutonier, și acum trăiești acolo. Am primit două mașini GAZ-60... Nu, eu răspund. Eu răspund la temă. Am primit două mașini GAZ-66 și un UAZ-ic stricat. Eu pot să vă spun ce în ziua de azi, și noi am lăsat serviciul grăniciului ziua de azi. Nu de la temă, eu spun ce s-a făcut în timp de 8 ani. V-am adresat altă întrebare, vă rog. În timp de... M-ați întrebat ce s-a făcut în timp de 8 ani. V-am întrebat de ce n-ați modernizat Armata Națională. Vă mulțumesc, întrebarea este clară. 8 ani de zile, domnișoara spune că a stat cu mâinile în sân. Domnișoara nu știe și nu vrea să-mi dea răspuns. Păi ați modernizat-o sau nu? În ziua de... S-a modernizat. Am înțeles. Da. Deci, atunci de ce ați preluat dumneavoastră o armată nemodernă? Doar o secundă, eu am spus. Doar o secundă, eu am spus. În acea perioadă eu am fost ministru apărării, nefiind membru de partid, și în general trebuie să fie foarte clar cetățenilor Republicii Moldova, părinților care au să-și trimită copiii să facă serviciu militar, să apere patria, că atâta timp cât discuțiile asupra necesității Armatei Naționale, rapoartelor care au loc acolo, vor fi într-un fel sau un altul interpretate, nu vor fi corect reflectate, atâta timp se vor stârni diferite dubii. Iar concret la această întrebare vreau să vă, chiar dacă ea nu este adresată mea, către mine, eu vreau să vă spun că în perioada anilor 2005-2007 au fost renovate câteva cazarme pentru soldați, a fost ridicată solda